Liviu Vârciu și iubita lui Anda Călin au o relație de mai bine de 5 ani și se pare că sunt fericiți împreună, însă pentru cei doi îndrăgostiți lucrurile nu au fost roz de la început. Liviu și Anda au avut mai multe neînțelegeri pe parcursul anilor de când formează un cuplu, astfel că relația lor a fost una destul de controversată. Iubita lui Vârciu a făcut lumină și a vrut să lămurească pe toată lumea în ce stadiu este relația ei cu Liviu, așa că a povestit cum se înțelege cu tatăl copiilor ei. Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de mai bine de 5 ani și au împreună doi copii. Cuplul a avut numeroase neînțelegeri de-a lungul anilor de când au avut o relație, astfel că toți se întreabă cum se înțeleg cei doi de fapt. Iubita lui Vârciu nu s-a mai putut abține și a dat totul din casă povestind cum se înțelege cu celebrul cântăreț. Ei bine, e de la sine înțeles de ce relația celor doi a fost pusă totdeauna sub semnul întrebării de cei din jur, căci Liviu și Anda au avut certuri care au dus chiar și la despărțiri în cei 5 ani de când sunt împreună. Anda Călin a dezvăluit foarte multe lucruri din intimitatea sa cu Liviu Vârciu, a vrut să potolească politic o zgurare a lumii. Femeia a mărturisit că în prezent ea și tatăl copiilor ei se înțeleg bine în ciuda discuțiilor pe care le mai au, că situațiile de acest fel își fac simțite prezența constant într-o relație. Nu mai este un secret că cei doi au stat despărțiți o perioadă de timp și Anda nu s-a dat deoparte să discute și acest subiect, semn că acum cei doi au lămurit tot ce aveau pe suflet. Mă înțeleg foarte bine cu Liviu, chiar spre perfect, însă, ca în orice relații, sunt și discuții, dar mici, asta contează cel mai mult. Dacă ar fi totul roz, unde am ajunge? Ne-am plictisit. Au fost unele discuții la început, pentru că în orice cuplu, nu doar la noi, este vorba despre acomodare. Noi ne-am mutat împreună pe 1 ianuarie 2017, am stat despărțiți 4 luni în 2018, după care ne-am împăcat și ne-am mutat din nou împreună, a spus Anda Călin. Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de 5 ani și cei doi au împreună doi copii, Anastasia și micuțul Liviu Matei. Cu ceva timp în urmă, iubita lui Vârciu a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina sa personală de Instagram, astfel că majoritatea întrebărilor erau legate de viața ei de cuplu. Mai mulți internauți au întrebat-o pe tânăra mămică cum și când a început povestea de dragoste dintre ea și celebrul cântăreț. Anda nu a ezitat să răspundă și le-a oferit fanilor răspunsul mult dorit la această curiozitate. M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea. Suntem împreună de 4 ani și câteva luni, a spus Anda Călin pe Instagram.